Pagubele inundațiilor nu contenesc să apară după ce au distrus fânețele și culturile de cereale. Ploile au dat peste cap și activitatea apicultorilor. Din cauza precipitațiilor, producția de miere din acest an este înjumătățită, așa că din toamnă mierea va fi mai scumpă. S-a pregătit mierea pentru iarnă. Această miere este deja o miere coaptă. Miere coaptă din cauza temperaturii ridicate. Producția de miere din acest an abia dacă ajunge la 12 milioane de tone, în timp ce anul trecut sărea de 20 de milioane. Ploile scumpesc mierea și așa mărită la preț de creștere a TVA. Suntem într-un an dezastros în care datorită condițiilor de climă, de umiditate foarte ridicată, ploi, nopți reci, practic ne aflăm în situația în care aproape că nu mai există miere de salcâm, iar mierea polifloră se află în cantități foarte mici. Scăzând producțiile, au crescut prețurile de achiziție. Deci o creștere de 10-15%, mă refer la produsele care se găsesc pe raft în supermarketuri. Kilogramul de miere se va scumpi cu aproape 2 lei. În prezent, mierea costă la raft cel puțin 15 lei kilogramul. Rară și bună, mierea românească se vinde mai mult la export decât în țara noastră. În România, consumul anual de miere estimat pe cap de locuitor este de doar 500 de grame, în timp ce în Danemarca, de exemplu, un locuitor consumă până la 5 kg de miere anual. Nu consumă miere pentru că suntem prea sărași, probabil. Nu avem nicio cultură din punctul acesta de vedere. Peste hotare, mierea românească e la mare căutare. Germania este cel mai bun client al românilor. Japonezii sunt îndrăgostiți de mierea de salcâm românească.